Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. De această dată vom discuta despre un fenomen nu tocmai fericit, un fenomen care prinde din ce în ce mai mare amploare, mai exact despre violența în familie. Pentru a discuta despre acest subiect, astăzi alături de mine sunt comisar șef de poliție Gabriela Pâncă, șeful compartimentului de analiză și prevenirea criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. Bună ziua! Bună ziua! Și Sandra O'Connor, psiholog. Bună ziua! Bună ziua! Aș dori să începem, pentru că știm foarte bine, ne-am prezentat și în cadrul materialelor noastre telespectatorilor, că Inspectoratul Județean de Poliție Mureș demarează o campanie de informare și de prevenire a acestui fenomen, care se numește Violența în familie ne privește pe toți. De ce ne privește violența în familie pe toți și care sunt aspectele la care ar trebui să fim atenți? Este o bucurie, chiar dacă întotdeauna contextele legate de violență în familie sunt triste, de fapt, este o bucurie această preocupare a comunității pentru violența în familie, această preocupare a dumneavoastră, și vă mulțumim pentru ocazia de a vorbi despre acest subiect, pentru că este foarte important să vorbim despre violență în familie și despre ce înseamnă ea și mai ales ce putem face. Vorbim de a doua campanie din acest an deja, de altfel violența în familie a fost stabilită ca prioritate în domeniul preventiv pentru Poliția Română în acest an. Spune foarte multe și acest lucru. În județ este considerată o prioritate de mulți ani, de altfel. Vă spuneam că este a doua campanie. În luna martie am dorit să începem primăvara într-un alt fel și am avut o campanie cu mesajul Distribuie primăvară, oferă speranță. Activitățile de acest gen credem noi și ne străduim să fie constante, pentru că chiar dacă uneori, printr-o campanie sau alta, aducem mai mult în față acest subiect, de fapt este o preocupare permanentă, fiindcă schimbările în acest domeniu se vor petrece foarte lent. De ce ne privește pe toți violența în familie, sau vrem să atragem atenția că ne privește pe toți? Pentru că în ceea ce privește acest subiect, cel puțin, ne luptăm cu mentalități. Cred că este în cea mai mare parte o problemă de mentalitate și de educație pentru viață a comunității. Și această părere sau percepție că ce se întâmplă în familia cuiva este strict problema lor și că pe noi ceilalți nu trebuie să ne intereseze, ba mai mult, spun unii, că este indicat să-ți vezi de treaba ta și să nu te bagi și să nu faci nimic, este toată această părere sau atitudine este cea care ne duce mai departe și mai adânc în fenomenul violenței și care duce, din păcate, uneori la pierderi de vieți. Ca atare, este un semnal de alarmă și se axează nu doar pe faptul că consecințele violenței în familia cuiva ne afectează mai lent sau mai rapid pe toți ceilalți și comunitatea în ansamblu, este și un moment de a atrage atenția asupra a ceea ce pot eu să fac. Ne deranjează, discutăm foarte mult despre asta, avem tot felul de păreri, mai mult sau mai puțin agreate, unele sunt corecte din punct de vedere psihologic sau legislativ, altele sunt mai puțin corecte din punct de vedere al intervenției și al competențelor instituționale. Puțin mai trist este atunci când ele sunt vehiculate de formatori de opinie și atunci se creează valuri nepotrivite, să zicem așa, în opinia publică. Dar este important să credem noi, cred eu, după atâția ani cu lucrul în acest domeniu, să ne uităm fiecare la noi și la ceea ce noi putem face ca să schimbăm lucrurile din jur, să-i ajutăm pe ceilalți, pentru că și această atitudine a noastră de multe ori este hotărătoare în a încuraja sau a descuraja o victimă să facă ceva. Pentru că tot vorbeam de acest impact psihologic. Știm foarte bine că violența are un impact psihologic și se revarsă până la urmă atât asupra membrilor familiei, cât și asupra societății, așa cum punctați și dumneavoastră.
Care sunt tipurile de violență? Pentru că de cele mai multe ori când ne raportăm la violența în familie, tindem să luăm în calcul doar violența fizică sau violența care... Au fost și cazuri, sunt foarte multe situații în care, din păcate, copiii ajung să fie abuzați chiar și sexual de unul dintre părinți sau de rude. Abuzul este un mecanism destul de complex pe care noi, în genere, îl observăm în momentul în care deja este destul de avansat, deja începe să refuleze și să devină cumva vizibil spre exterior. Dar există mai multe forme de abuz. Există o manieră de abuz economic. Dau un exemplu, momentul în care victima este atât de dependentă de abuzator încât nu își permite, nu poate, nu are capacitatea de a-și vedea, capacitatea de a exista fără a fi în... Deci o oarecare dependență. Da, o dependență față de abuzator. Există abuzul emoțional în care abuzatorul are tendința de a o face pe victimă să se vadă în incapacitate de a funcționa ca om întreg, o face să creadă că are niște defecte fizice, intelectuale, de ce nu și psihologice. De multe ori victima se utilizează cuvântul că este nebună, că are anumite probleme psihice sau psihiatrice. Există abuzul fizic, cel pe care avem tendința să-l vedem cel mai mult și să îl cumva adresăm cel mai mult pentru că ne afectează și pe noi ca și privitori. Există abuzul social, momentul în care victima este îndepărtată de către prieteni, în care victima este luată, practic este ea această posibilitate de a cere ajutor de la cei din jur pentru că îi se îngustează câmpul ei și spectrul ei de a îi aborda pe ceilalți. Există și presiunea amenințărilor, probabil de cele mai multe ori. Da, există și sunt caz specific, deci există. Și există abuzul emoțional, care este, aș spune eu, cel mai greu de determinat și este abuzul care determină foarte mult victima să se vadă cumva ca o cauză a abuzului. Mă întrebai cum influențează abuzul societatea în genere. Abuzul are tendința de a crea un ciclu vicios al perpetuării abuzului. O familie în care există agresivitate fizică, în care mama este constant agresată sau... chiar doar, să spunem, minimalizată ca om în fața copiilor, va fi un punct de pornire pentru un proces care se va răsfrânge asupra copiilor și, de ce nu, asupra societății. Fiecare caz singular de abuz este un parametru care ne influențează și pe noi, ca și privitori. Ne influențează foarte mult orice, aș spune, știi, există acest proverb care spune că o societate e reprezentată practic de cel mai slab individ, de cel care nu reușește să te ajute să te dezvolți ca să ești societate. În acest caz, abuzatorii și ciclurile de abuz sunt cele care reușesc în mod real să influențeze demersul și modul în care noi ne dezvoltăm ca și societate. Statisticile, atât la nivel național cât și la nivel local, arată faptul că cele mai multe victime sunt femeile. Care ar fi factorii care le determină dincolo de aceste presiuni, dincolo de acest impact la nivel psihic pe care agresorul îl exercită asupra victimei? Nu știu, mă refer aici la informare. Ar fi o cauză lipsa informării, ar fi o cauză lipsa conștientizării faptului că sunt instituții care le pot ajuta, aspecte care să le oprească să ceară ajutor și să oprească până la urmă. Cred că dacă intrăm într-o discuție, nu știu, un detaliu, emisiunea ar trebui să aibă, nu știu, 24 de ore. Sunt mulți factorii care influențează acest gen de atitudine. Cred că, așa cum vorbeam și înainte, trebuie să ne uităm puțin. Atunci când se întâmplă ceva, de obicei, când se întâmplă, nu știu, o tragedie, discutăm câteva zile cu toții, fie că este vorba despre un accident rutier deosebit, fie că este vorba despre o tragedie umană, să spunem, cu un atac atât de vizibil apropo de ceea ce se vede. Discutăm puțin, avem păreri de ce face femeia asta, de ce face bărbatul asta, se constituie tabere de cele mai multe ori
Iar apoi apare o altă tabără în care dă foarte multă lume, ca să spun așa, este cea a instituțiilor, autorităților. Mi-ar plăcea foarte mult să începem să dăm dovadă de mai multă maturitate și să ne uităm puțin, să ne punem și noi, fiecare dintre noi, o oglindă în față. Ce fac eu, cât este de important rolul pe care l-am eu în viața pe care mi-o construiesc. Și da, sigur vorbim ce pot să facă victimele, dar de ce nu vorbim mai mult despre ce fac ca să nu ajung să-mi pun problema, cine mă ajută pe mine ca victimă. Vorbeam destul de mult în ultima vreme, am început să discutăm în licee, mai ales cu elevii, despre ce înseamnă o relație normală, între atât cât se poate vorbi despre normal și îl poate defini cineva, ce înseamnă o relație sănătoasă. Pentru că ei spun că discuțiile cu părinții referitor la acest subiect se rezumă de obicei la o minimă educație sexuală, mai mult la niște avertismente legate de consecințele unei vieți sexuale neprotejate. Văd și eu și povestesc adolescenții, doamna psiholog poate să confirme sau nu, au, nu știu, un fel foarte confuz de a privi o relație. Deja de la primele prietenii absolut nevinovate, simt nevoia de a stabili un rol. Sunt mândri dacă prietenul, partenerul sau partenera le controlează telefonul sau le cere un raport, să zic, detaliat despre unde merge, îi spune că acolo are voie sau nu are voie să meargă. Deja de la primele relații au tendința aceasta de a vedea afectivitate în gesturile celuilalt care trec deja spre zona de abuz. Ce permit eu în viața mea? Ce gen de comportament tolerez de la cei din jurul meu, cu atât mai mult de la cel cu care am o relație intimă? Care sunt semnele ale unui comportament care poate duce spre abuz? Pentru că nici aceste tragedii nu se întâmplă de azi până mâine. Lucrurile se tergiversează, se găsesc tot felul de scuze. De foarte multe ori femeile se gândesc întâi la copii, dar se gândesc într-un fel în care, repet, din experiențele proprii spun, copiii apoi ajung să le reproșeze faptul că au rămas în relația respectivă atât de mult timp. Nu suntem aici pentru a judeca de ce rămân victimele sau nu și aș prefera foarte tare să nu facă nici alții asta, cu atât mai mult cu cât nu cunosc situațiile respective. Motivele sunt multe. Haideți să ne gândim, apropo de propria oglindă, de câte ori poate nu am râs fiecare dintre noi la o glumă legată de situații de agresivitate sau de dominare a femeii, de câte ori nu am lăsat așa o undă de îndoială sau poate am acuzat victima și am spus, păi și nu o pune nimeni nici pe ea să stea. Toate aceste lucruri pentru noi sunt poate o vorbă spusă aiurea într-o discuție sau, nu știu, o reacție la o glumă într-un context, nici nu te gândești prea bine. Dar spun mereu tinerilor, haideți să ne gândim că la masa la care se spun astfel de glume este o victimă. Poate nu a abuzului fizic, dar este o victimă care poate se gândește dacă e în regulă sau ce poate să facă. În momentul în care noi ceilalți, printr-o atitudine sau alta, îi arătăm ei, pentru că ei asta îi arătăm, că noi banalizăm situația ei și că și victima este de vină și nu este mare lucru și haideți să facem glume despre asta. Orice fel de gând de a el ei de a face ceva să schimbe propria situație se va spulbera, pentru că noi, fără să ne dăm seama, o descurajăm, o apăsăm în acea groapă în care este ea. Motivele sunt multe, acum cred că am repetat deja suficient asta. Dependența aceasta materială este uneori reală, nu este doar în mintea victimei. Și cred că este timpul să privim foarte serios educația pe care o dăm copiilor noștri. Și să privim puțin care este rolul femeii, nu este exclusiv de a fi soție sau mamă, sigur este extraordinar să se întâmple
să se întâmple asta. Dar asta nu trebuie să te lase pe tine neprotejat în fața unui potențial agresor. Trebuie să merg la școală, trebuie să-mi găsesc un loc de muncă, trebuie să știu că mă pot descurca singură în orice fel de situație ca să nu fiu nevoită să accept niciun fel de abuz din partea cuiva doar pentru că eu singură nu voi fi în stare să mă întrețin pe mine sau copiii mei. Este un lucru pe care aș vrea să-l accentuez pentru că societatea cred eu că oferă modele nepotrivite și promovăm doar relaționarea pentru a avea bani și pentru a... Totul este o spoială, o suprafață. Se rezumă la latura materială exact, de cele mai multe exact, ori. Lipsită de... Nu vedem sau vedem mult mai puțin promovat și să ne gândim cum gândesc adolescenții, dacă mult mai puțin promovat cât de mult reușesc femeile, că ați spus, ați făcut precizarea că sunt majoritatea victimelor sunt femei. Cum reușesc? Care sunt modelele de succes în rândul femeilor? Păstrând echilibru, nu promovăm faptul că femeia trebuie să trăiască singură și să se ocupe de carieră și nu de familie, să nu cumva să interpretăm așa. Dar promovăm fete care de fapt au un rol de mai mult decorativ. Mă iertați pentru exprimarea aceasta. Sunt realizată dacă arăt bine, dacă am un partener înstărit, să spun așa, care îmi oferă un stil de viață pe care eu îl etalez ca fiind ceva ideal. Acel partener mâine și spațiul public spațiul media ne-a arătat, dacă vrem să vedem și partea a doua a acestor tipuri de relații, ce se întâmplă atunci când partenerul vrea să schimbe decorul, va suna iarăși urât. Ce voi face eu? Cât de important va fi pentru mine? Unele ajung să creadă că asta este tot ce se poate în viață, este tot ce pot realiza. Și atunci se complac în tot felul de situații, le e frică de a se întoarce la o viață considerată, probabil la un moment dat, banală. Ce se întâmplă când tu va trebui să te descurci singură? Vei ajunge să amâni momentul în care ți iei viața în propriile mâini și atunci vedem cealaltă categorie de știri în care acele fete care acum 2-3 săptămâni păreau cele mai fericite femei de pe pământ au ajuns să fie umilite public, pentru că odată ce te expui public, te expui din toate punctele de vedere. Despre impactul la nivel emoțional, să-i spunem așa, a lipsei atenției spre ceea ce contează de fapt, spre dezvoltarea propriei personalități și orientarea mai mult spre latura aceasta materială, vom discuta imediat între timp, pentru că discutam și despre aceste situații de violență care se pot finaliza chiar cu pierdere de vieți omenești, din păcate. O să rog pe colegii mei să pregătească, avem pregătite de fapt două materiale. Din păcate, de curând, în județul Mureș, au avut loc evenimente total nefericite, evenimente care s-au finalizat cu pierderi de vieți, evenimente care probabil la un moment dat puteau să fie evitate. Nu vrem să difuzăm aceste materiale pentru a oferi diagnostice sau pentru a critica, ci îmi doresc mai degrabă să putem să extragem învățăturile din aceste situații, sperând că astfel se vor putea evita alte situații posibile și viitoare. Tânăra a fost găsită fără suflare de tatăl ei, care a plecat spre locuința bărbatului de 24 de ani să o caute. Mama fetei încercase de mai multe ori să o găsească la telefon. Prima dată n-au vrut să intre de fum și de miros și după aia au auzit vocea copilului, că copilul plângea și s-au băgat în fum, au zis că riscă să-l scoată măcar pe copil. Când l-au luat pe copil în brață, deja maică-sa era rece. Era violent băiatul cu ea de obicei? Sau a mai avut certuri? Ați auzit cumva să o amenințe? Deci nu am auzit să o amenință. Au fost certați acum vreo 2 ani, după aceea fata s-a măritat, însă o casat. Cu băiatul respectiv avea un băiețel de 1 an și 2 luni, violent, mai făcea prostii când bea, da, cred că din cauza alcoolului.
Autoritățile au fost anunțate de vecini după ce tatăl fetei a alertat disperat. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. Într-una din camere există o persoană de sex feminin care prezenta urmele unei înjunghieri, persoana fiind decedată, iar cu ocazia verificărilor în întreg imobilul, cât și în curte și în anexe, a fost identificat într-una din anexe o persoană de sex masculin care era spânzurată. Vecinii bărbatului sunt șocați de cele întâmplate. Ei spun că tânărul era un băiat liniștit, dar devenea agresiv când consuma alcool. Nimeni nu-l credea însă în stare să comită o crimă. Nu se certa odată. Am auzit că s-a certat, dar nu era agresiv așa. Nu, ce să zicem. Cum ați reacționat când ați aflat ce a făcut? Am speriat tare că a venit tatăl vitreg și striga la noi și am reacționat că băiatul a făcut un accident ori cu mașina, ori cu tractorul. Și după aceea a venit soțul dincolo și a văzut că-i fum și să scoate pe fata, dar fata deja era moartă. Nu știu ce l-a apucat, măcar... Așa agresiv nu prea era, dar acum ce l-a apucat? Acum 5 ani eu zis că ăsta. Acum 5 ani eu zis că l-a omorât. Pe cine? Pe fata asta pe care l-a omorât. Părinții și rudele tinerei sunt în stare de șoc. Singura lor mângâiere este că băiețelul de 1 an și 2 luni a scăpat cu viață. Am ajuns cu el la urgențe, acolo i-a făcut o injecție, a inhalat foarte mult fum și din cauza fumului copilul a respirat un pic mai greu. I-a dat ceva tratament, acum e mai bine, e speriat că plânge și tot pe maică sau străbă. Mama tinerei spune că acum tot ce a mai rămas de făcut este să pregătească cele necesare în mormântării și să aibă grijă de nepotul său. Da, din păcate, un exemplu care s-a încheiat într-un mod tragic. A rămas un copil de 1 an și 2 luni fără mamă. Dar, dincolo de acest aspect, vreau să vă întreb, cât de subțire este acea limită dintre violența verbală, fie injurii, fie amenințări verbale, până la punerea în practică, în așa fel încât să aducă daune. Foarte. Și cred că e un factor important aici, ca noi toți să ne dăm seama de reacția viscerală pe care o avem când auzim astfel de secvențe și modul în care noi avem deja tendința să luăm o parte. Pentru că avem această tendință intern. Și trebuie să ne dăm seama că într-un abuz există 2 victime. Una este victima aceea de care vorbeai tu anterior, care este creată de societate, și una este victima propriu-zisă din situația respectivă, pentru că există așa o relație triangulară, în general, când este un abuz în care victima și abuzatorul, din când în când, își mai schimbă rolurile, cu toate că unul este cel care este abuzatorul principal. Cât de subțire este? Foarte subțire. De ce? Pentru că în momentul în care noi, și când zic noi, și pe mine personal mă implic ca membru al acestei societăți, acceptăm ca mod de interacțiune agresiunea verbală, noi acceptăm faptul că cineva este evident, merită acel comportament. În momentul în care abuzăm verbal, înseamnă că noi considerăm că acel om, acea persoană a făcut ceva pentru a merita acea reacție din partea noastră. Și societatea nu este în genere formată din oameni care au un echilibru perfect și care nu au probleme personale și care nu trec și ei prin propriile lor trăiri și prin propriilor drame și supărări. Nu? Că dacă stai să te gândești într-o societate care este compusă din oameni perfecți, nu ar avea de ce să existe astfel de interacțiuni. Noi vorbim aici de o societate în care lipsește profund educația. Educația de, cum vorbea colega noastră anterior, educația sexuală. Educația care te aduce într-un loc în care să-ți dai seama care sunt parametrii pe care tu trebuie să îi recunoști și identifici într-o relație interumană. Avem chiar și pentru abuz anumite tipare pe care noi le recunoaștem și identificăm ca abuz.
Ne bazăm de multe ori, ne luăm informația bazată pe statisticile care sunt disponibile, pentru că nu avem cum altfel să ne formăm păreri despre respectivele fenomene. Dar nu ne gândim că acele sunt statisticile declarate sau statisticile care au ajuns la un moment dat să fie observate. Vezi, și în acest segment oamenii spuneau faptul că nu li se părea că ar fi fost niște interacțiuni care meritau să se tragă anumite semnale de alarmă, cu toate că semnalul de alarmă trebuie tras la abuzul inițial. Fie acesta un abuz verbal, fie acesta un abuz fizic și nu trebuie tras de către ceilalți, trebuie să ne educăm societatea în așa manieră încât noi, ca victimă, să identificăm abuzul de la primul punct sau noi, ca agresor, să identificăm abuzul. Dar este atât de greu într-o societate în care blamarea joacă un rol important ca victima să iasă la suprafață și să spună am simțit că sau eu consider că. Și am să fac o paralelă, îmi pare rău că iau puțin mai mult timp aici, dar să nu credem că victimele sunt în general oameni needucați. Oameni care nu au fost educați în ce înseamnă un abuz. Victima de multe ori este o victimă a rușinii. A rușinii faptului că nu a reușit până la un punct să se ridice la parametrii pe care societatea i-au impus. Fizic, emoțional, din punct de vedere a relației acele perfecte pe care trebuie să o aibă. Victima, cu cât este mai educată în această ierarhie a valorilor pe care noi o aplicăm, cu atât îi va fi mai greu să declare abuzul, pentru că eșecul pe care ea sau el chiar îl are este de proporții. Judecata este mult mai mare și pierde mult mai mult din ceea ce a construit. Și în ceea ce privește genul care declară abuzul, nu cred că va avea atât de multă ușurință un bărbat să declare un abuz în momentul în care ceea ce pierde el ca imagine construită este mult mai mare și mult mai serios decât ceea ce pierde o femeie. Victimele sunt în majoritate femei, dar nu sunt doar femei. Victimele principale, aș îndrăzni să spun, într-o familie sunt copiii. Înainte de a trece la impactul acesta pe care violența, indiferent de tipul ei, îl are asupra dezvoltării unui copil și de a mai dezbate oarecum această, ai ridicat o minge la fileu, să spunem așa, și ne-ai spus că această violență până la urmă nu țintește sau nu se manifestă doar în mediile în care, să spunem, accesul la educație este limitat. Nu ține cont de mediul social, nu ține cont de educația pe care fie victima, fie abuzatorul o au, ci din păcate se manifestă indiferent de situație și de mediu. Înainte de acest lucru, înainte de a dezbate, o să mai urmărim încă un material, pentru că la doar o zi diferență de evenimentul pe care tocmai l-am prezentat, a mai avut loc un alt eveniment care, culmea, nu s-a petrecut într-un sat, ci s-a petrecut într-un municipiu. Bărbatul de 53 de ani din Reghin, un cunoscut inventator din Mureș, a intrat cu forță în apartamentul femeii în care locuia acum mama ei invalidă și și-a înjunghiat fosta soție cu un cuțit de 11 ori. Apoi a turnat benzină pe corpul ambelor femei și a dat foc apartamentului. Cu ocazia cercetărilor s-a stabilit că în locuință există o victimă decedată ca urmare a unor înjunghieri repetate. Și o altă victimă care era în viață și care a fost transportată la spital. S-a stabilit că prima victimă a decedat ca urmare a unei agresiuni, fiind identificat și persoana care a săvârșit fapta, acesta fiind găsit în fața imobilului respectiv. Deși mama fetei a fost preluată de echipajele SMURT și transportată de urgență la spital din cauza arsurilor și a intoxicației cu fum, a decedat în cursul zilei de astăzi. Am fost sesizată pentru o pacientă arsă, în vârstă de 85 de ani, cu o heteroagresiune. Deci o agresiune a unei, am înțeles, a genderului asupra dânsei. S-a aruncat benzina și s-a aprins cu flacăra. Vecinii sunt șocați de fapta bărbatului și spun că motivul este divorțul celor doi, pronunțat chiar în ziua în care a avut loc crima. Se pare că victima a depus la poliție mai multe plângeri de hărțuire împotriva bărbatului. Aceea nu se poate întâmpla în societatea noastră, după părerea mea. Că e viața cuiva, nu e lucru omenesc. Din cauza divorțului, cum am auzit noi aici. Despărțirea, divorțul. Soțul n-a vrut să divorțeze. Și din cauza asta, atâta știu. Era o femeie de treabă.
Prietenoasă, atât. N-am ce să spun. N-am cuvinte. Dezblocat. Îmi pare rău. Bărbatul, cercetat pentru omor și distrugere prin incendiere, a fost reținut pentru 24 de ore de către procurori și a fost solicitată măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, urmând ca tribunalul să dispună în cauză. Un exemplu, așa cum spuneam, agresorul avea preocupări constructive de altfel. Din punct de vedere profesional, să-i spunem așa, victima, pe de altă parte, a trecut peste această teamă de a-și asuma o decizie nu tocmai potrivită pentru ea la un moment dat și au hotărât să se separe. Dar ce ne facem sau cum ar trebui să reacționăm în momentul în care deciziile pe care noi le luăm nu sunt acceptate și de fostul partener sau fosta parteneră? Cred că aici aș vrea puțin doar să mai fac o paralelă, pentru că pare contradictoriu faptul că spun educație folosit ca termen general puțin contrazice termenii pe care i-am utilizat eu. Există aici două tipuri de educație. Mă refeream la faptul că lipsa de educație nu denotă faptul că doar acei oameni vor fi agresați sau abuzatori. Dar nu ne referim aici la educația universitară, la studiile și calitatea cunoștințelor unui om. Noi ne referim aici la educație civică, la modul în care noi ne educăm ca societate, la modul în care noi intervenim, noi privim și noi prevenim, în inversă ordine a ideilor pe care eu le-am spus acum. Este important să ne dăm seama că noi nu avem o structură care să ne permită din punct de vedere social și cred că și voi vă loviți de multe ori cu asta, care să ne permită să prevenim. E atât de important să lucrăm la prevenție, pentru că ultimul pas al abuzului este îndeplinirea tuturor acestor amenințări, iar victima știe că, spuneam, să nu facem niciodată o paralelă a de ce nu a plecat victima, dar victima în genere nu pleacă pentru că au existat suficiente instanțe în care probabil că abuzul a fost prezentat în așa manieră încât se știa că poate să existe un real discernământ negativ. Aspecte sunt foarte complexe și nu le avem cele 24 de ore, dar voiam doar să spun că din punct de vedere psihologic să facem o distinție totuși între cele două tipuri de educație, care este educația civică, modul în care noi reacționăm ca oameni la astfel de situații, și educația în sine, cea care implică studiile și meseria unui om. Ce ați observat? Pentru că sunteți foarte mult timp în mijlocul elevilor. De multe ori, apropo de educația universitară, persoanele cu o astfel de educație la un nivel superior ascund mult mai bine ceea ce se întâmplă în familie, tocmai pentru că acel sentiment al eșecului și rușinea despre care vorbeam poate este, nu poate, cred că este mult accentuată. A spus în reportaj, deși nu aș vrea să mă refer la cele două cazuri, dar am auzit o replică, așa ceva nu se poate în societatea noastră. Ca așa ceva să nu se poată în societatea noastră, trebuie să plec eu acasă, acum din studio, și noi toți cei de aici și fiecare de unde ne aflăm, și să ne gândim bine ce vede copilul meu acasă, pentru că, apropo de educația de alt tip, ce vede, ce fel de comportamente vede el și ce va considera normal. Să strige, să fie agresiv, să arunce, să se manifeste oricum sub scuza că a fost nervos, ca să nu vorbim de scuza alcoolului, care mie îmi place în ghilimele foarte mult, ca și cum alcoolul ar fi cel care ar lua cuțitul, nu îl ia omul, nu îl ia alcoolul. Cel puțin persoanelor care și-au pierdut viața și celor dragi rămași le datorăm ca noi să schimbăm ceva pentru acele persoane. Din păcate, nu se mai poate face nimic și cazuri excepționale există și cred că vor exista întotdeauna. Sunt și foarte, foarte multe victime care au luat atitudine în ciuda amenințărilor și care au reușit să-și schimbe viața și a lor și a copiilor lor. Momentul pe care noi insistăm, constat că fără să discutăm, insistăm pe același moment, este acela al prevenției timpurii. Acest gen de violență și acest gen de tragedii nu apare de la început.
începem cu a domina ușor partenerul de viață prin a-l umili fără să ne dăm seama de multe ori, fie în cadrul intim, fie în societate, ceea ce este un pic mai greu procesat de către bărbați, mai ales pentru că am început emisiunea spunând că suntem oarecum victimele mentalității cu care noi am crescut și de care ne scăpăm foarte greu, indiferent de educația universitară de care se făcea aici vorbire. Cred că trebuie să începem și avem o șansă cu copiii noștri și cu generația tânără. Cum cresc, ce este firesc și ce nu este firesc nici să dau, nici să primesc. Este firesc să ofer respect, dar este la fel de firesc să-l pretind. Pentru că dacă eu nu-l pretind și eu îmi pierd aprecierea și respectul față de mine, va fi foarte greu să-l aștept de la ceilalți. Am văzut atâtea situații în care mamele abuzate au ajuns să fie la fel de abuzate și de către copii, pentru că așa credeau, așa au crescut, cu ideea că cu mama este în regulă să vorbește oricum, pentru că mama nu se supără atât de tare oricum. Am și întrebat la un moment dat de ce vorbește atât de urât cu mama ta, a spus, a, da, mama nu se supără. Ba da, mama se supără cu atât mai mult cu cât vine din partea copiilor, pentru care ea de multe ori se sacrifică. Ce pot să fac eu? Repet, să nu accept asta. Să nu accept să blamez victime, să nu accept să îmi dau cu părerea despre tot felul de situații, să nu judec o victimă, de ce stă, de ce nu stă. Pot, în schimb, să știu eu, ca simplu, de la copil la om adult, că există totuși posibilități de a ieși din această situație, că rușinea nu este a victimei, că este mai degrabă a agresorului, că toată această perioadă foarte grea în care încerci să schimbi ceva în viața ta o să treacă și lucrurile vor fi mai bune, dar trebuie să-ți asumi această schimbare, să-ți asumi faptul că oamenii te vor judeca într-un fel sau altul, dar să ne amintim că oamenii oricum au ceva de judecat la noi, orice am face, tot vor fi unii care vor găsi comportamente nepotrivite, atitudini nepotrivite. Și atunci de ce să nu mă gândesc la mine și la familia mea, la copiii mei, înainte de a mă gândi dacă mi-este sau nu mi-este rușine, ce vor zice lumea, ce vor zice vecinii. De multe ori nici familia apropiată nu are cunoștință de situațiile abuzive, pentru că la un moment dat sunt și părinți care spun, eu ți-am zis să nu te măriți cu el, dacă te-ai măritat, acum stai cu el. A fost o vorbă, așa cum spun părinții, dacă e patru, vii acasă și îți arăt eu sau nu mai e ce căuta acasă. Uneori sunt vorbe pe care le spunem fără să gândim. Că vom putea, dar acele vorbe probabil ceva S-au întipărit atât de puternic în mintea victimei, încât ea oricând va încerca să iasă, se va gândi că nu are un sprijin în familie, pentru că i s-a spus la un moment dat că dacă ea a ales și ea este de vină că a ales. Da, facem alegeri bune, facem alegeri proaste în viață. Dar tot de educație și de cum suntem crescuți ține și această asumare a alegerilor pe care le facem. Am ales prost, este în regulă, fiecare om greșește. Da, nu va fi ușor acum să-mi asum în primul rând eu cu mine această alegere și să fac ceva să ies din situație. Dar depinde de mine, pentru că din punct de vedere psihologic nu pot să mă pronunț eu, dar din punct de vedere al experienței de atâția ani și a experienței mele ca om care a ajuns la o vârstă, pot să spun că situațiile de violență în familie niciodată nu s-au încheiat de la sine. Violența nu face decât să se agraveze, să se intensifice, chiar dacă are acele perioade de lună de miere, cum le numesc psihologii, lucrurile nu se încheie. A, că se ascund un pic mai bine sub preș sau fațada este mai frumoasă. Haideți să ne uităm în spațiu virtual, fiecare dintre noi, câte familii cu probleme cunoaștem care expun o imagine perfectă a familiei ideale. Facem asta, repet, cred, pentru că suntem sclavii unor imagini și a unei imagini ideale, a ce ar trebui să fie viața noastră și ce așteaptă ceilalți. Ca să invidiem o familie ideală care nu este ideală și să simțim și mai mult nevoia și noi să etalăm
ceva perfect, ceva ce credem noi că ar putea invidia ceilalți sau ar putea aprecia ceilalți. De ce? Pentru că la sfârșitul zilei ești tu cu tine și familia ta. De ce mă interesează pe mine atât de mult ce crede cineva despre mine sau despre gesturile pe care le fac eu? Fie că este un gest de a mă căsători, fie că este un gest de a divorța sau de a face o schimbare. Nu spune nimeni că divorțul este singura soluție. Însă, din păcate, este printre puținele soluții dacă agresorul nu își conștientizează deloc comportamentul și nu dorește el să-și îl schimbe. Degeaba vor victimele. Îmi pare rău să spun, dar acum eu am acaparat puțin discuția. Ar vrea, ca și cu copiii, ar vrea ca autoritățile, instituțiile, psihologii să aibă o baghetă magică cu care să transforme agresorul. Nu vrea să divorțeze, nu vrea să-și destrame familia. Vrea ca acea persoană să nu se mai comporte așa. Foarte bine pus. Îmi iubesc foarte mult copilul, dar ar vrea dacă puteți să faceți ceva cu el, că eu nu mă mai descurc. Nimeni nu poate face. De aceea există și aceste limitări, zic eu, firești ale intervenției instituțiilor într-o familie. Nu poate o instituție, fie ea și de ordine și siguranță publică, să facă reguli și să facă schimbări într-o familie în care doi oameni au intrat dintr-o propria voință. Am văzut foarte multe comentarii vis-a-vis de schimbări legislative. Chiar dacă legea se va schimba, nu știu, oricât de drastic își dorește lumea, cred eu că adevărata schimbare vine de la noi și dacă noi nu facem această schimbare, iată, colegii din justiție și din poliție și ceilalți nu vor face decât să constate niște tragedii. Pentru că doi oameni au construit ceva împreună, doar voința lor este cea care îi mai ține împreună sau îi desparte. Poate să interzică legea să se împace victima cu agresorul de prima dată. Legea nu va putea și nu va putea nicio instituție să interzică vreodată ca doi oameni să relaționeze. Așadar, cred că privirea noastră trebuie să fie mult mai mult spre mine ca om, spre mine ca femeie, spre mine ca mamă, spre mine ca membru în societate, și să las exteriorul să intervină să mă ajute, nu să facă pentru mine niște lucruri. Pentru că nu se va putea. Rezolvarea vine din interiorul familiei. Căile vin cu sprijin, sigur, și aici este foarte important ca toate femeile să știe că există instituții și există ONG-uri și există servicii gratuite, există psihologi care pot să te ajute, nu care îți spun ce să faci cu viața ta, că este doar tu poți să iei decizii în sensul ăsta, poți să te ajute să iei aceste decizii liniștit, în siguranță, având convingerea că nu ești singură pe această lume și că nu doar ție ți se întâmplă asta și nu este ieșit din comun și nu te arată toată lumea cu degetul pentru că vrei să faci o schimbare. Care va fi aceea, ești liber să alegi. Deci eu trebuie să mă schimb, eu trebuie să fiu atent la celălalt și să-i spun doar ce poate să facă. Nu să-i dictez și nu să judec ceea ce face. Pentru că ați punctat un aspect foarte important. De cele mai multe ori, atunci când ne gândim la un psiholog, așa cum spuneați, oamenii tind să aibă impresia că în momentul în care intră pe ușa unui cabinet psihologic, o să găsească toate soluțiile. Ce importanță are, într-adevăr, o consiliere psihologică de specialitate atunci că, pentru că tot aminteam înainte, de importanța dezvoltării interioare în detrimentul a ceea ce căutăm în exterior? Spre deosebire de cadrul juridic și legislativ, care ar trebui cel puțin și asta, cred că face în acest moment, sperăm să o facă și în continuare, că am înțeles că există o modificare spre legea justiției să protejeze victima. Noi nu putem să oferim acest cadru, să spunem, de siguranță, că de fapt ei prin cadrul legislativ primesc un fel de plasă de siguranță în care dacă chiar se ajunge la un nivel de abuz care nu mai poate fi tolerat, există totuși un cadru legislativ de care se pot agăța cu disperare și care pot să îi salveze. Ei, în momentul în care vii într-un cabinet psihologic, noi nu putem să oferim această, să spunem, rigiditate, spune, această structură a faptului că din acest moment, cel puțin teoretic, noi putem impune anumiți parametri, pentru că și legislativ de multe ori sunt teoretică, cum spunea și
colegă noastră, nu ai competența de a merge să-i urmărești după aceea în procesul lor pentru a vedea dacă se respectă în mod real în spatele ușilor închise acești parametri. Ceea ce putem face noi este să încurajăm victima să determine agresorul să fie implicat în activ în acest proces. Pentru că dacă acest proces nu implică ambele părți, după cum s-a menționat anterior, dacă nu există o pornire internă, o necesitate internă a agresorului de a schimba, de a modifica comportamentul, de a schimba modul de relaționare, șansele ca acest comportament să dispară de la sine sunt nule. De ce? Pentru că victima va învăța un comportament de evitare. Va învăța cum să evite scandalul, va învăța cum să evite situațiile de abuz, dar nu prin a fi ea însăși, nu prin a se manifesta, ci prin a-și restricționa constant intervențiile, prin a-și reduce necesitățile, prin a reduce modul în care ea își cere de la relație drepturile și nevoile. Pentru că există, fiecare om trebuie să primească și să-i se satisfacă anumite cerințe, nu, într-o relație. Este absolut normal. Începe să-și asume un rol în care știe că trebuie să aibă un anumit ton într-o conversație, trebuie să elimine anumite aspecte care vor fi discutate și trebuie să își manifeste un comportament care nu provoacă acest abuz. Noi, ca psihologi, noi ca, să spunem, există și consilieri, există și ofițer probațional, este așa, aș spune eu, o gamă foarte largă de persoane cărora se pot adresa victimele și, de ce nu, chiar și abuzatorii, pentru că se întâmplă și așa ceva, nu putem să le oferim nimic altceva decât unelte cu care ei pot să lucreze la sine. Unelte cu care ei pot să se dezvolte personal, să-și înțeleagă valoarea, să-și aprecieze valoarea și apoi să-și exercite acest drept uman pe care ei îl au de a fi egal cu ceilalți și de a avea o viață care nu le periclitează integritatea emoțională și fizică, nici lor și nici celor din jur. Dacă nu, abuzatorul nu își dorește să facă această modificare, noi nu avem nicio pilulă magică, nicio baghetă magică și nicio formulă care să poată să remedieze situația de acasă. Am vorbit, ca de obicei, foarte mult despre victime, pentru că ele sunt cele care au mai multă nevoie de suport și de ajutor. Și mai mult vorbim despre victime pentru că ele, în momentul în care doresc să facă o schimbare, ele și pot să facă o schimbare, pentru că ele pot să facă schimbarea și dorească pentru, să facă această pentru schimbare. Ele. Agresorul va, sigur că nu va fi de acord cu schimbarea, pentru că pentru el o victimă, o persoană asupra căreia să-și exercite controlul și față de care să se simtă superior, mai ales dacă are multe alte probleme emoționale, nu, agresorul nu va agrea să se lipsească de această postură. Cu atât mai mult cu cât de multe ori vorba unei prietene de specialitate, el este sufletul petrecerii, un simpatic și un agreat de ceilalți de multe ori și un băiat bun văzut sau o fată bună, că nu toți agresorii sunt de gen masculin. Cu atât mai mult va pierde ceea ce îi alimentează, aceste energii, să spunem. Dar și agresorii au posibilitatea de a cere sprijin și există și consiliere gratuită pentru agresori, pentru că mulți dintre ei au mare, mare nevoie de sprijin ca să-și depășească anumite situații în care și ei, la rândul lor, au ajuns pentru că au fost odată victime. Cândva victime, poate nu țintit victime a violenței în familie, cât victime în general a multor feluri de abuz, sau victime ale mentalității, sau victime ale presiunii familiei sau societății, tot legate de mentalitate. De aceea trebuie să privim ambele părți, dar cu atât mai mult cu cât s-a spus și n-am să intru eu în acest detaliu, trebuie să privim asupra copiilor dintr-o astfel de familie, pentru că ei sunt cei pentru care violența în familie ne privește pe toți. Generația de mâine și societatea de mâine ține de fiecare, este influențată de fiecare aceste situații de abuz, de copiii care cresc în astfel de abuzuri.
spuneam de multe ori mai pe înțelesul tuturor, un copil care crește într-o familie abuzivă, care poate copiază comportamentul abuziv de la tatăl, s-ar putea mâine să fie în relație cu fiica ta. Uh-huh. Și atunci ne vom da seama mai bine că nu este doar problema familiei. Probabil acel băiat va fi colegul de serviciu sau va fi partenerul sau va fi, nu știu, vecinul nostru sau va fi din familia noastră și atunci brusc, mult mai vizibil și mai aproape va deveni și problema mea. Faptul că voi evita să merg în anumite locuri sau îmi va fi greu la serviciu și va trebui să iau atitudine și pe cale legală față de o astfel de persoană. Care, victimă fiind, evoluează nepotrivit. De aceea nu este problema familiei. Este, da, este decizia familiei, dar este problema noastră a tuturor și fiecare dintre noi poate să face ceva. În ultimele câteva minute, 3-4 minute pe care le mai avem la dispoziție, aș vrea să punctăm foarte clar cum putem să identificăm un copil în colectivități care provine dintr-o familie în care violența a devenit ceva natural, ceva normal. Pentru că de cele mai multe ori copilul, dacă cumva își agresează un alt coleg, este luat la răspundere de către învățător, profesor, este chemat părintele, care părintele probabil îi aplică o pedeapsă fără a se înțelege de fapt substratul problemei sale. Hai să nu-l identificăm. Să știi de ce? Uite, aici cred că am remarcat eu în profesia mea extraordinar de mult faptul că oamenii care nu au competență profesională să identifice și să repare anumite situații nu trebuie să o facă. O învățătoare, un cadru didactic, nu au aceste competențe. Ei au ca, cred că și în fișa postului, au o obligație, din câte știu eu, de a anunța organele competente și nu de a interveni să repare o anumită situație pe care dacă nu știi să o repari cu delicatețe și cu detaliul pe care trebuie să îl aplici în conduita ta în astfel de momente, poți să o agravezi. Eu cred că e mai mult important decât să identificăm persoana de risc arătând cu degetul spre ea, să identificăm faptul că noi în momentul acesta, din punct de vedere social, suntem toți populație de risc, iar copiii sunt cei cu care putem lucra cel mai bine la prevenție. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ar trebui să dezvoltăm și văd că se dezvoltă deja aceste proiecte de care aminteai tu mai devreme, care să-i ajute pe copii să conștientizeze și să învețe mecanisme de interacțiune socială care să elimine abuzul, să-l identifice și să-l elimine. Să nu fim niște bystanders, să nu ne uităm la abuz nereacționând și validând în acel moment și în capul victimei și în capul agresorului că e o normalitate, că e normal să te împingă careva pe scări sau să zică că ești prost sau că ești proastă sau incompetentă, pentru că meriți, în momentul ăla cumva ți-ai cerut-o, să nu întoarcem capul pe stradă când vedem că un copil este bruscat sau să nu intervenim noi, ideatic, cu propriile noastre seturi de valori asupra societății, ci să oferim niște puncte educative care să creeze pur și simplu o societate mai bună. Că noi suntem toți victime și agresori acum. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru că nu avem cele 24 de ore la dispoziție, așa cum spuneați. Da, ar fi foarte multe încă de discutat. Probabil într-o ediție viitoare vom dezbate mult mai multe aspecte. Să sperăm totuși că mesajul pe care noi am încercat astăzi să-l transmitem va ajunge la telespectatorii noștri și că aceste inițiative de prevenire și de informare la o victimă, dacă ajunge, vor reuși să schimbe mentalități și vor reuși să schimbe până la urmă viziunea asupra ceea ce este normal și asupra ceea ce nu trebuie tolerat. Nu aș vrea să minimalizez rolul pe care demersul victimei îl are. Ne-am axat foarte mult pe propria persoană. Orice demers făcut cât mai repede, fie că este pentru poliție, fie pentru că este pentru alte persoane, este foarte important să nu banalizăm o plângere la poliție, pentru că poate avea un rol esențial în a transmite indirect un mesaj agresorului. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Stimați telespectatori, vă reamintesc că astăzi alături de mine au fost comisar șef de poliție Gabriela Pâncă, șef al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș și Sandra O'Connor, psiholog. Dumneavoastră vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Să aveți o după-amiază liniștită. Pe data viitoare, la revedere!